unul mutat în mod ostentativ. Nu asta a fost intenția de la bun început. Vă cum spuneam și înainte, lucrarea lui Pușkin în sine este atât copleșitor de frumoasă, încât nu m-am putut îndepărta și n-am dat noutăți, am căutat să mă apropiu de el. Apropierea am căutat-o. A reda atmosfera asta rusă, parfumul mamei ruse din actul întâi, când întâlnit acest cor superb și credința lor, liniștea care exista în casa Taniei, relațiile dintre personaje, acest erou inutil, simbol în literatură, care este Evgeni Onegin, relațiile dintre ei, tușele care există pe în interiorul lor ca personaje, mi se pare deja o provocare suficient de mare. Nu știu dacă e cazul să căutăm noutăți în așa ceva, pentru că e destul de dificil să te apropii de ce înseamnă Pușkin, care este mai mult decât un maestru al literaturii. Și deja arunc o provocare suficient de mare pentru oricine ar îndrăzni să monteze o astfel de lucrare. Într-adevăr, sunt lucrări care au noutăți, văd lucrurile din altă perspectivă, lucrurile vezi într-un fel pe Onegin, aduc într-o notă contemporană lucrurile. Să nu cred că asta, pentru mine cel puțin, în clipa de față, nu asta a fost important și nu aici am văzut cheia lucrării. Deci nu poate fi note contemporane. Nu știu ce se prin contemporan. Ca și lucrare v-am spus, 2016. Dar, de exemplu, ați avut în alte opere niște bucăți așa, care aveau legătură cu vizitul. Da, în general... Aici ați mai încercat asta sau ați renunțat? Nu, deci nu e vorba de asta. În general, în clipa în care mă apropie de o lucrare, mă apropie de ce cred eu că e adevărat pentru mine în acea lucrare. Și în lucrarea asta nu cred că adevărul constă în a aduce în epoca noastră sau în a aduce elemente tușe contemporane inutile. Mi s-a părut esențial să mă apropiu de Pușkin. Mi se pare deja o provocare suficient de mare. Sufletește, n-am putut să o văd altfel și nici nu pot. E lucrare pe care o iubesc de ani de zile. De când eram studentă, dacă mă întreba cineva ce ai vrea să montez ideal, Evgeni Onegin, aveam pasiunea asta pentru teatrul rus, pentru ce înseamnă parfumul scenei ruse sau ce înseamnă o astfel de atmosferă. Într-adevăr, sunt lucrări în care simți nevoia, poți să le duci în zona contemporană, simți acest filon în clipa în care asculți muzica, înseamnă un adevăr pentru tine. Pentru mine, adevărul înseamnă Pușkin și sunt convinsă că sunt undeva cu mult sub ceea ce trebuia să fie, pentru că, repet, este o mare provocare să te apropie de un astfel de maestru.